Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrile Mega TV. Nicoleta Oancea, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Brăila, a precizat că de ani buni direcția se confruntă cu o serie de probleme, printre acestea fiind norma de hrană alocată în fiecare lună de 8,3 lei, care nu a mai fost modificată din anul 2008. În ultima ședință a Comitetului Consultativ de Dialog Civic, Nicoleta Oancea, director executiv al Direcției de Asistență Socială Brăila, a declarat că situația din căminele de bătrâni este un pic cam delicată. Aceasta a făcut referire la faptul că, pe lângă numărul scăzut de locuri disponibile, mai există și o altă problemă, aceea a normei de hrană, care de ani buni a rămas tot 8,3 lei. Directorul Nicoleta Oancea a anunțat și care este costul lunar pentru fiecare persoană vârstnică găzduită în cele trei cămine. Costul mediu lunar de întreținere a persoanelor care beneficiază de servicii sociale, așa cum le aveți și dumneavoastră la mapă, sunt următoarele. Pentru căminul Lacul Sărat discutăm de 463 de lei pentru persoana dependentă, 443 de lei pentru persoana semidependentă și pentru persoana care nu este dependentă, 423 de lei. La căminul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, indiferent de gradul de dependență, costul mediu este de 345 de lei, iar la centrul de asistență paliativă, indiferent de gradul de dependență, costul este 300 de lei. Alocația zilnică de hrană la aceste cămine este stabilită printr-o hotărâre de guvern și este de 8,3 lei pe zi. Bineînțeles că avem și o serie de probleme cu care ne confruntăm și, în primul rând, așa cum toată lumea se plânge, vă pot spune că lipsa personalului în aceste cămine, într-adevăr, ne creează deficiențe, în sensul că este foarte dificil să putem asigura la căminul Lacul Sărat, de exemplu, unde avem o capacitate destul de mare, o infirmieră să se ocupe de mult mai multe persoane din cauza acestor costuri care sunt blocate în acest moment. De asemenea, numărul limitat de locuri disponibile pe raza municipiului Brăila ne creează probleme, în sensul că avem foarte multe cazuri sociale, suntem sesizați în principal de Spitalul Județean de Urgență, sunt foarte multe situații în care abaținătorii, să spunem că abandonează persoanele vârstnice acolo și pur și simplu nu vor să mai aibă grijă de ei. Și atunci suntem forțați să-i ducem într-un cămin pentru a le asigura cât de cât o viață liniștită. Și bineînțeles, alocația de hrană, care nu a mai suferit modificări prin hotărârea de guvern din anul 2008. Și aici consider că ar trebui cumva majorat acest preț, fiind numai de 8,3 lei. În momentul de față, la căminul Lacul Sărat, din cele 142 de locuri, doar 6 mai sunt libere. Căminul Sfântul Petru și Pavel are o capacitate de 201 locuri, din care 161 sunt în centrul principal de pe strada Caraiman și 40 în cel de pe strada Zambilelor. Aici mai sunt doar 3 locuri disponibile. La centrul de asistență paliativă Sfânta Maria, din cele 200 de locuri, doar 4 mai pot fi ocupate. Odată reabilitată, clădirea de pe strada Polonă, unde și-a desfășurat activitatea Casa de Cultură a municipiului, nu va deveni muzeu. Această afirmație a fost făcută de președintele Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunastancu, la ultima conferință de presă. Vineri 28 martie, președintele Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunastancu, a anunțat că nu se știe pentru moment ce destinație va avea imobilul de pe strada Polonă numărul 14, unde a funcționat Casa de Cultură a municipiului. Cu toate acestea, edilul șef al județului a subliniat că acolo nu va fi muzeu, pentru că sunt destule în Brăila. Nu știu, probabil că va rămâne tot în zona culturii. Nu va fi muzeu acolo, cum își doresc unii. Nu putem să transformăm Brăila numai în muzee. Deci, nu știu, o să facem ceva legat de cultură, în orice caz. Dacă văd că Anastan 2729, multe ambasade ne-au răspuns că vor să colaborăm pe zona asta, să vină cu fel de fel de lucruri reprezentate în țara respective, să stea aici o perioadă de timp. Deci să legăm, dacă vreți, o să vină foarte curând ambasadorul Olandei. Discutăm nu numai parte de cultură, cum ne-au și răspuns, dar discutăm și parte de împreună cu primarul, împreună cu prefectul, de ce nu să discutăm și lucruri legate de business. Da, până la sfârșitul anului, bănesc că vi se va găsi o întrebuiințare. Deci, această sarcină a primit-o consilierul independent Căpățână,
la o ședință, iar să se vină cu o propunere, cu două, cu trei, să o susțină în fața consilierilor județene, dar să aibă și argumente ca să mă și convingă. Nu o să o dăm, a venit mulți, a vrut să mute postdru, multă lume a vrut să mute acolo. Nu e chiar așa. Aia a fost pentru cultură și trebuie să rămână în zona culturii. Eu așa o văd. Poate chiar, eu știu, ansambluri, ce trebuie la cultură. Dacă la bibliotecă nu duc nicio grijă că lucrurile sunt pe mâine la Dragoș, va trebui și în zona aceasta să găsesc pe cineva mai aplicat înspre zona de cultură. Nu o să mutăm nici școala de popoare de arte, nici centru de creație acolo. Ele au fiecare spațiile lor, au spații destul de rezonabile, ca să spun așa. Aici va trebui să ne gândim, poate legăm ceva de tradiția județului, o chestie din asta mai specifică. Poate facem din nou cum a fost Bandelașul, cum se numea asta la Brăila. Bandelașul. Trebuie să gândim, dar toată lumea începe cu banii. Stăm cu cineva pe niște proiecte europene și că nu le ajunge să o instituție de-a noastră. Și ce grijă avea ei? Prima grijă a lor era de unde iau ei salariile. Și atunci am închis subiectul, m-am ridicat și am plecat. Eu nu discut lucrurile așa. Primul, dar voi n-aveți salarii? Ba da, știți că la banii europeni trebuie întâi să plătești și după aceea să faci rambursare. Trebuie să ai un fond de rulment sau niște bani ca să-i rulezi. Facem precizarea că pentru lucrările de reabilitare ale clădirii de pe strada Polonă, numărul 14, s-a alocat din bugetul local al județului suma de 2 milioane de lei. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila organizează vineri 25 aprilie 2014 Bursa Generală a Locurilor de Muncă în municipiul Brăila, precum și în localitățile Făurei și în Surăței. Acțiunea Bursa Locurilor de Muncă este măsura activă de combatere a șomajului destinată corelării cererii și ofertei de forță de muncă organizată. Astfel, angajatorii care doresc să participe la această acțiune au posibilitatea de a-și prezenta oferta de locuri de muncă într-un cadru organizat unde vor intra în contact direct cu persoanele care solicită un loc de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila organizează în data de 25 aprilie 2014, atât în municipiul Brăila, cât și în localitățile Făurei și în Surăței, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acest eveniment se adresează în mod special persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și angajatorilor care au posibilitatea să-și prezinte oferta de locuri de muncă vacante, recrutând direct personalul, fără intermediari, în funcție de cerințele concrete ale postului pe care îl oferă. Pentru transmiterea ofertei de loc de muncă și relații suplimentare, vă puteți adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Bulevardul Dorobanților, numărul 603-605. Angajatorii cu sediul în raza localităților Făurei și în Surăței pot contacta punctul de lucru Făurei cu sediul în orașul Făurei, strada Republicii, numărul 36, respectiv punctul de lucru în Surăței cu sediul în orașul în Surăței, șoseaua Brăilei, numărul 18. Ca urmare a evaluării anuale a activității desfășurate de managerii de la Teatrul Maria Filoti, Teatrul de Păpuși și Casa de Cultură a municipiului, cea mai mare notă a fost obținută de directorul Teatrului Maria Filoti, Lucian Sabados. Managerul Teatrului de Păpuși, Florin Chirpac, a obținut nota 9,25, iar cel al Casei de Cultură, Mircea Ciucașu, 9,18. În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local Municipal, consilierii au discutat despre activitatea anuală desfășurată de managerii de la Teatrul Maria Filoti, Teatrul de Păpuși și Casa de Cultură, instituții care se află în subordinea primăriei Brăila. Dintre cei trei, Lucian Sabados, directorul Teatrului Maria Filoti, fără aproximativ 50 de sutimi, nu a obținut nota 10. Managerul Teatrului de Păpuși, Florin Chirpac, a obținut 9,25, iar directorul Casei de Cultură Brăila, Mircea Ciucașu, a obținut 9,18. Felicit pe domnul Sabados pentru rezultatul și constat că nu m-am înșelat și că am avut o mână bună pentru directorul care l-am ales. Și prestația și constat că nota pe care a dat-o comisia la evaluare este foarte apropiată de, dacă nu aproape identică, cu nota pe care am dat-o eu la examen.
Din comisia evaluatoare, în cazul lui Lucian Sabados, au făcut parte consilierul local municipal al Partidului Noua Generație Brăila Ionel Alexandru, directorul Direcției de Cultură, Învățământ, Sport și Turism Camelia Gușatu și directorul adjunct al Liceului de Artă Hariclea Darcle, Cornelia Conon. Ultimii doi directori s-au aflat și în comisia pentru evaluarea lui Florin Chirpac și Mircea Ciucașu. Pentru evaluarea lui Florin Chirpac a mai dat note consilierul local municipal al Social-Democraților, Gabriela State, iar pentru Mircea Ciucașu, consilierul local municipal al Partidului Democrat Liberal Brăila, Simona Dreghincescu. Extrema Carmen Gheorghe este dorită de HC Dunărea, jucătoarea este liberă de contract și poate fi transferată la Brăila. HC Dunărea a revenit din cantonamentul montan și continuă pregătirile în sala polivalentă. Tot lotul este valid, mai puțin Ramona Farcău, care urmează un program special de refacere, ea nefiind aptă pentru meciurile din cadrul Cupei României, competiție care va avea loc la sfârșitul lunii aprilie la Târgoviște. Conform precizărilor făcute de conducerea clubului, se fac însă demersuri pentru cooptarea în lotul echipei brăilene a extremei Carmen Gheorghe, care este jucătoare liber de contract și a fost cu HC Dunărea în cantonament la fundata. La sfârșitul acestei săptămâni, HC Dunărea va susține un joc de verificare, fie pe teren propriu, fie în deplasare, iar în celălalt weekend va participa la un turneu la Ploiești, alături de formația gazdă CSM Ploiești, CSM București și Corona Brașov. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Mega TV. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru www.brăila.tv.